Foarte ades noi legăm condiția noastră sufletească de lucrurile care sunt în afara noastră și spunem împreună cu omul de fiecare zi, dacă aș avea cu tare lucru, dacă s-ar întâmpla cu tare lucru, dacă n-ar mai fi cu tare lucru, aș fi un om împlinit și fericit. Este așa? Fericirea aceasta și împlinirea aceasta nu vine din ceva din afara noastră. Ea vine dintr-un singur lucru și anume din armonia sufletului nostru cu bunătatea lui Dumnezeu. Ochii tăi găsesc plăcere în căile lui Dumnezeu, dureroase sau zâmbitoare. Puțin însemnătate are lucrul acesta. Dar în mod sigur, împlinirea ta sufletească nu vine din afară. De câte ori am blamat noi împrejurările, de câte ori am blamat noi situația, de câte ori nu am zis noi că dacă s-ar întâmpla așa, s-ar schimba și sufletul nostru. Și s-a întâmplat așa și sufletul nostru nu s-a schimbat. De ce? Pentru că împlinirea sufletească vine totdeauna din lăuntru. Ce-i lipsea domnului Haman, care avea toate bogățiile, atât de multe bogății încât a putut să cumpere pe împărat cu aur, cu argint? Atâta putere avea omul acesta, încât orice cuvânt spunea împăratului, imediat acesta se transforma într-un decret pentru întreg imperiu. Cu așa avere, cu așa putere, cu așa familie, cum avea dumnealui, atâția fii și soția dumnealui și situația aceasta și omul numărul unu în împărăție, cu toate acestea, omul acesta declară deschis, toate acestea sunt nimic pentru mine, fiindcă în lăuntru meu am o problemă. Era Mardoheu. De aceea vreau să spun lucrul acesta. Încetează să mai aștepți scăparea sau izbăvirea ta de la împrejurările în care te afli. Sigur că da, vom lupta pentru ele să fie cât mai bune, cât mai curate, cât mai sănătoase, cât mai frumoase, cât mai bine să putem împlini slujba noastră în jurul nostru, condițiile care sunt în jurul nostru, așa vom face, dar nu de acolo vine lucrul acesta. Cel ce are o inimă mulțumită, scrie Cartea Proverbelor, are un ospăț necurmat. Acela împlinește cuvântul pe care l-a spus Domnul Hristos. Eu și Tatăl vom veni la omul acela, vom intra la el și ne vom așeza la masă împreună cu el. Asta înseamnă să cinezi, să iei masa împreună cu Domnul, în orice fel de împrejurare, chiar înaintea protivnicilor tăi. Tu mi-ntinzi masa. Pentru că ce este în fața mea, protivnicul meu, nu este în lăuntrul meu. Acolo este masa întinsă cu Dumnezeu. Aceasta să ne fie experiența noastră astăzi.